Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cutia Neagră Plus. Săptămâna trecută v-am povestit la Cutia Neagră Plus cum a pierdut Republica Moldova toate bazele de odihnă pe care le-a avut pe litoralul Mării Negre, în cunoscuta stațiune turistică Zatoca. Astăzi vă spunem ce acțiuni dubioase se petrec în jurul bazelor de odihnă din Sergeevka, care mai aparțin încă Republicii Moldova. Contracte de arendă păguboase, conflicte de interese ascunse și o continuă luptă a unor întreprinderi de stat pentru a menține pe linia de plutire obiective de turism pe care nu le pot gestiona nici fizic, nici financiar. După ce la Zatoca a eșuat încercarea noastră de a găsi măcar o bază de odihnă care mai aparține Republicii Moldova, ne-am pornit la Sergeevka. Încolo ne-au direcționat locuitorii din zonă pe care i-am întrebat despre proprietățile moldovenești. Doar 20 de kilometri este distanța dintre cele două localități și în jumătate de oră am scăpat de aglomerația din Zatoca și ne-am pomenit la Sergeevka, o adevărată oază de liniște pe malul limanului Mării Negre. Spre mare duce doar o alee pietonală pe care nu au acces mașinile, iar oamenii care preferă un transport așteaptă cu minți la rând până vine feribotul sau trenuțul să-i ducă la plajă. Am găsit cu ușurință prima bază de odihnă ce aparține Republicii Moldova, Medic 2. Are cea mai bună locație dintre toate obiectivele pe care le mai avem la Sergeevka, fiind situată aproape de liman. Despre faptul că Republica Moldova are o tabără pentru copii gestionată de Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, în spațiul public s-a vorbit mai mult în vara anului 2019. Atunci, la Medic 2 s-a produs o intoxicație în masă. 57 de copii și 3 angajați ai taberei au fost internați în spital. Zeci de copii s-au intoxicat la o tabără de vară din orașul Sergeevka, aflat în gestiunea Universității de Stat de Medicină și Farmacie. Universitatea de Medicină a emis atunci un comunicat de presă în care a anunțat că nu este responsabilă de activitatea taberei, deoarece aceasta era dată în locațiune încă din anul 2008. După intoxicația în masă, tabăra și-a asistat activitatea, iar contractul cu fostul administrator a fost reziliat. În această vară, Medic 2 și-a redeschis porțile. Universitatea de Medicină a rămas să-și administreze singură proprietatea și să aducă lucrurile în ordine. Mult de lucru de la colegul care a fost, au rămas datorii, au rămas multe, care le-au făcut artificial pentru că au vrut ca baza să cadă ca și pe urmă ca să o iei cu totul. În orice caz, datorită rectorul, datorită administrației de la universitate, s-au rezolvat întrebările, s-au achitat toate datoriile. În timpul de față ne ocupăm cu dezvoltarea. Iată vrem acum să punem niște căsuți noi, care după sezonul care va trece, trebuie să punem aici două căsuți, trebuie să deschidem ospătăria, că anul ăsta nu lucrăm cu dânsa. Ivan Gorcea a acceptat să ne arate clădirea pe interior și a deschis ospătăria care stătea sub lacăt. Este imobilul ce necesită cele mai multe investiții, având nevoie nu doar de reparație, dar și de mobilier și tehnică nouă pentru bucătărie. Și ați găsit resurse să mai renovați aici, păi da? Financiare, da? Sau ați planificat deja? Nu am planificat. Calcule, nu. Sau cât ar trebui să investiți aici? Tare să mult. Aduceți la tare mult. Îmi face un variant econom, micuț, știți? Mm-hmm. Ca să faci ceva nou, trebuie să strici, spui din nou, ca să faci altul nou. Dar noi suntem mulțumiți de asta și este, să întreținem, să o faci frumos. Tabăra Medic 2 ocupă 5 hectare de teren și are în prezent doar căsuțe din lemn în care pot fi cazați 350 de copii. Căsuțele stau aranjate frumos în rânduri dosite de copacii care abundă pe teritoriul taberei. Deși au mai mult de 5 decenii, toate căsuțele sunt încă rezistente. Am intrat în câteva dintre ele unde nu era cazat nimeni la moment. Totul era aranjat cu mare grijă în așteptarea următorilor locatari. Administrația planifică să construiască case noi și astfel să crească capacitatea taberei până la 500 de locuri. Noi planificăm, iată aici, pe teritoria care noi o, să punem încă 8 căsuți, ca să avem 150 de locuri.
timpul de față avem numai 100 care sunt ocupate. Iată acolo, va fi prima căsuță, după căsuță, noi o numim căsuță verde, după dânsa încă una, în parte ce vor fi toate arătate. Aici merg toate comunicațiile și de atât vor fi mai aproape de ospătărie, aproape. Pentru activitatea fizică a copiilor din tabără este folosit un teren sportiv în care nu s-a investit nimic încă din perioada sovietică. Sunt câteva bare din metal care țineau locul unor porți de fotbal, o plasă pentru volei întinsă pe mijloc și trei bănci putrede din lemn, e tot ce am văzut pe stadion. Dar există planuri și pentru amenajarea unui alt teren sportiv modern în parteneriat cu un club de basket din Kiev, care 5 ani la rând aduce copiii la Sergeevka pentru antrenamente combinate cu odihnă la mare. L-am întâlnit pe teritoriu pe antrenorul clubului, care ne-a povestit de ce a ales pentru casare tabăra Medic 2. Такое место, где можно было бы, скажем так, и с хорошей ценой, и с хорошими условиями, то есть какую-то нашли золотую середину, наверное, и вот зафиксировали, ну, остановились на, ну, вот на такой базе. Мы довольны, потому что помимо того, что мы здесь как бы вот уже пятый год, то есть мы постоянно здесь видим какую-то обратную связь, нам помогает, мы там строим, мы хотим там построить, например, площадку здесь, да, мы хотим, чтобы у нас здесь были все условия, чтобы мы здесь постоянно приезжали, чтобы мы... У нас приезжает порядка, вот сейчас у нас здесь 60, порядка 60 детей разных возрастов. Deși la Medic 2 mai vin organizat grupuri mari de copii, activitatea taberei a fost nerentabilă, cel puțin în ultimii 2 ani. Potrivit rapoartelor financiare consultate de echipa de la Cutia Neagră, în 2019 pierderile au fost de 262.000 de grivne, iar anul trecut instituția a înregistrat pierderi de 688.000 de grivne, ceea ce ar însemna peste 400.000 de lei la cursul valutar din acea perioadă. Rectorul Universității de Medicină a trimis în vara anului trecut o scrisoare la APP în care s-a plâns că tabăra este nerentabilă, iar universitatea nu consideră oportune investițiile în dezvoltarea obiectivului din Sergeevka. Rectorul a cerut să transmită tabăra în gestiunea altei instituții. Atunci au apărut tentative clare de preluarea taberei de către fostul director, iar actuale administrații i s-a propus cu text deschis să o vândă, afirmă Emil Ceban. Am scris scrisori la Ministerul Sănătății, care este fondator la ministra, care era doamna Dumbraveanu, și am scris scrisori la Confederația Națională a Sindicatelor, la domnul Buza. Și dumnealor ne-au spus că foarte bine, noi știm ce trebuie să facem, noi avem așa foarte multe instituții, lăsați-le pe saba noastră, noi să ne ocupăm cu acest lucru. A trecut o lună, două, a venit o persoană din partea deci Confederației Naționale a Sindicatelor, ne-a propus să găsească persoană să-l vindem acest lot de pământ. Noi am scris scrisoare la Agenția de Proprietate Publică și ne-am dat seama că acest lucru nu este legal. Și am hotărât să abandonăm toate relațiile cu persoana respectivă, cu Confederația Națională, într-așa un mod ca să ne descurcăm singuri. Cine erau potențialii cumpărători? Nu știm. Dumnealui a venit, dumnealui fostul director a venit și a spus că avem datorii peste 20.000, deci a s-o pierdut statul ei. Dacă eu am o ofertă, este omul care să vie, a să o iei, să plătească toate datoriile și a să o gestioneze mai departe. Nici în discuții. Absolut, nici nume, nici nimic, absolut. Dar din discuții se vorbea de un nepot de lui. Tot el s-o iei. Fostul director al taberei, Ivan Sapronov, confirmă că i-a propus o tranzacție Universității de Medicină, dar susține că nu el era cumpărătorul, ci un demnitar din Odessa. Был человек с Одессы, орел ко мне приезжал. Я с ним познакомился, потому что узнал, кто он такой, что он с обладминистрацией с Одессой. И он предлагал так, взять ее в аренду, погасить все долги со следующим выкупом. Но 30% оставить за мединститутом. Так не вы хотели купить эту базу? Да нет, что вы слушаете, никто. Откуда мне деньги, мне что это? Ba mai mult, Sapronov este bănuit de administrația universității că ar fi provocat intoxicația din 2019 de la Medic 2 cu scopul de a închide tabăra și de a o duce la faliment. Această problemă cu otrăvirii tot a fost organizată de persoanele care au gestionat acest lagăr, această bază de odihnă. Conducerea universității a pierdut din vizor acest segment și nu era atractiv deloc, erau numai cheltuieli. De ce el a lăsat pe dânsul să descurce singur?
s-au gândit la o schemă, într-așa o mod, ca să apară situația respectivă, să închidă baza de odihnă, universitatea să rămâie cu datorii, universitatea să nu poată plăti și, într-un moment dat, să ne iei deci, acest pământ. Această persoană, care era director, dar și care gestiona baza de odihnă, era și deputat în orașul Sergeevka. De cealaltă parte, Ivan Sapronov continuă șirul acuzațiilor și aruncă bănuieli la adresa fostului primar din Sergeevka, care ar fi ochit pământul valoros al taberei moldovenești. Așa nu vine, și asudă și eu idut. Ia și последствия, și eu idut разборки в этом деле. Сейчас отравились водой. Вода шла в систему, ну, поселка. Просто бывший мэр хотел эту тему. Там земля же удобная, в середине Сергеевки, коммуникации все есть. Я сколько мог, воевал с ними. În această vară, Senatul Universității de Medicină a luat o decizie ce vizează tabra din Sergeevka, care poate fi colac de salvare. Va da în sublocațiune o parte din terenul taberei, iar banii câștigați anual îi va investi în dezvoltarea obiectivului. 5 hectare este foarte mult pământ. Și el, l-ați văzut acolo, el este, nu este folosit, acolo crește pădure. Și noi vrem ca 2 hectare să le dăm la 2 agenți economici și 3 hectare să ne le lăsăm nouă. Pe aceste 3 hectare să consolidăm toate căsuțele care le avem noi, unde este o spătărie în partea de jos, să investim în fiecare an. Și la decizia din luna august, Senatul a susținut această decizie. Am să încercăm să promovăm acest teritoriu, să facem facilități la angajații universității, la studenții universității. Deja în luna iulie a fost 50 de studenți, cei toți care au participat la maraton și le-am organizat condiții, le-am achitat mâncare, cazare, albituri noi și i-am dus pe studenți să vadă ce comoară au pe teritoriul Ucrainei, deci are Universitatea de Medicină din anii 60. Acțiuni suspecte s-au produs în ultimii ani și la baza de odihnă Parus, care aparține Republicii Moldova. Cutia Neagră a descoperit mai multe conflicte de interese admise de foștii directori care aveau în grijă bunul public. Baza de odihnă Parus se află în gestiunea Institutului Național de Cercetări și Proiectări în domeniul urbanismului și arhitecturii Urban Proiect. Acesta și-a înregistrat în Ucraina o companie fică, Ineco Urban Proiect, care să se ocupe de administrarea Parusului. În 2014, baza a fost dată în arendă companiei ucrainene Renaissance Travel pe un termen de 15 ani. Potrivit documentelor consultate de Cutia Neagră, firma a fost înregistrată în 2011, iar cele mai vechi date pe care le-am identificat în registrele ucrainene deschise arată că firma și-a schimbat în 2017 fondatorii. O femeie cu numele Olena Sportco deține o cotă parte de 70% și Galina Gorcea o altă cotă de 30%. Ultima este soția lui Ivan Gorcea, directorul de atunci al Ineco Urban Proiect. Renaissance Travel a primit dreptul să gestioneze un hectar de teren pe care se află baza Parus și 3 blocuri de cazare cu o suprafață totală de 2500 de metri pătrați. Dar până la expirarea termenului de locațiune, contractul cu firma Renaissance Travel a fost reziliat. În 2017 a fost semnat însă un alt contract de chirie deja cu firma Baby Ray, care are aceeași adresă juridică ca și Renaissance Travel într-un apartament din Odessa, fondator fiind un bărbat cu numele Vladislav Sportco, iar administratoarea firmei aceeași Olena Sportco, coproprietara companiei Renaissance Travel. De această dată, baza Parus este închiriată pentru 35 de ani, adică până în anul 2052. Agentul economic urma să plătească anual o taxă de arendă de 200.000 de grivne, echivalentul la 140.000 de lei, dar banii nu ajungeau la Chișinău, în bugetul Institutului Urban Proiect. Cum este posibil acest lucru, a explicat fostul director interimar al Urban Proiect la o ședință a Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, unde au avut loc audieri pe subiectul proprietății Republicii Moldova din Ucraina. Baza de odihnă Parus, Sergeevka, 3 blocuri capitale de 2500 de metri pătrați, au fost dată în arendă în 2017. Pe o sumă de 200.000 de grivine anual. Banii aceștia se duc pentru întreprinderea fiică pe teritoriul Ucrainei. La cererea mea de darea de seamă, până în prezent nu am nimic. Adică s-a făcut un raport, o expertiză la clădirile date, unde s-a scris că este într-o stare foarte deplorabilă, unde trebuie investiții foarte mari,
nu știu, din considerente pe 35 de ani. 35 de ani, asta e viața unei clădiri. Eu am cerut evidența contabilă, nu mi s-a prezentat nici până în moment. Nu am nimic dar de seamă pe anii precedenți. L-am contactat pe fostul director al Urban Proiect, Iurie Povar, care se afla la conducerea întreprinderei de stat în perioada în care a fost semnat contractul de locațiune cu firma BBRI pentru 35 de ani. Acesta însă a refuzat să ne acorde un interviu la cameră, dar ne-a oferit explicații la telefon. Baza de odihnă la un moment respectiv era într-o stare fizic foarte proastă. Deci noi, fiind institut de proiectări, am determinat un șir de lucrări care trebuie să fie efectuate în mod de urgent și am văzut că, da, într-adevăr, este necesar o perioadă de 30-35 de ani pentru a menține baza de odihnă. Și au fost niște divize calculate, au fost un șir de lucrări care sunt anexe la contractul de arendă și care trebuie să fie obligatoriu îndeplinite de arendaș. Dar aici s-au făcut niște lucrări. Un bloc a fost reconstruit completamente. Blocul numărul 1. Blocul numărul 2, deci s-a făcut o revizie și o reparație capitală în blocurile sanitare. A fost foarte mari probleme cu acoperișul care au fost lichidate. De adevărat, Ineco Urban Proiect nu transfera plata asta de chirie în Moldova? Da, într-o perioadă ajungeam, o altă perioadă nu ajungeam, când făceam niște lucrări de reparații foarte masive. Nu ni s-a permis să filmăm în interiorul clădirilor la baza Parus pentru a ne convinge dacă au fost realizate lucrările de reparație despre care vorbește Povar, dar pe exterior baza de odihnă arată prost, chiar de la intrare ai impresia că timpul s-a oprit în loc, în perioada Uniunii Sovietice. O poartă de metal vopsită pentru a-i acoperi rugina și un gard cu foi de ardezie, multe dintre ele sparte. În ogradă, asfalt turnat cu zeci de ani în urmă, foișoare din lemn cu acoperișuri care stau să cadă, terenuri de joacă și de sport cu echipamente sovietice, iar clădirile cu ferestre putrede și tencuială cojită pe fațade. Doar hainele întinse la balcoane mai trădau faptul că în interior sunt cazați turiști. Firma BBRI, care arendează în prezent Parusul, a avut-o ca administratoare pe Olena Sportco până noiembrie 2017, dar, la scurt timp, după ce BBRI a semnat contractul de arendă pentru baza de odihnă moldovenească, administrator al firmei a fost numit Grigori Povar, fiul lui Iurie Povar, directorul de atunci al Urban Proiect, care are în gestiune baza Parus. Grigori Povar a condus compania un an. Mai târziu, și soția directorului Urban Proiect, Olga Povar, apărea în acte ca fiind persoană de contact a companiei BBRI și chiar responsabilă de achizițiile publice la care participa firma. Deși recunoaște că membrii familiei sale au activat în cadrul companiei, Iurie Povar neagă faptul că ar fi admis un conflict de interese. În momentul de când am observat că există conflict de interese, imediat deci toți s-au retras de acolo. Asta eu pot să vă spun prompt. Astăzi nu există nicio legătură între companiile care mai ales BBRI, pe care dumneavoastră ați numit-o cu numele de familie ale noastre. Cât feciorul dumneavoastră a fost administrator la BBRI, dumneavoastră nu știați despre acest conflict. L-ați depistat personal sau cum? Păi l-am depistat când l-am depistat. Uitați-vă, l-au invitat pe el, deci ca să fie administrator. Eu am aflat că el e administrator și mi-am expus punctul meu de vedere și s-a retras din funcție. Dar... Deci dumneavoastră sunteți anchetator, nu vă supărați, vă rog. Dumneavoastră sunteți un jurnalist, așa e? Dacă aveți dovezi concrete, înțelegeți vis-a-vis de faptul că a fost conflictul de interese, cu atât mai mult că au trecut 3 ani de zile de când dânsul nu mai este director, nu știu cât de actual este pusă întrebarea dumneavoastră. Doamna Olga Povar figurează și acum în actele acestor două companii, Renaissance Travel și BBRI, ca fiind persoană de contact și reprezentantă la licitații publice din partea companiilor. Da, bun, și dacă este. Eu nu mai sunt director la Institutul Urban Proiect de un și ceva. În vara anului trecut s-au produs schimbări curioase în actele de proprietate ale firmei BBRI. O cotă parte de 30% din companie a ajuns tot la Galina Gorcea, soția lui Ivan Gorcea, fostul director al companiei Ineco Urban Proiect, care de fapt avea misiunea să monitorizeze executarea contractului de arendă de către BBRI, fiind delegat de Republica Moldova. Dar familia Gorcea avea relații cu chiriașii bazei Parus mult mai devreme. Încă în 2016, ambii feciori ai familiei au lucrat pentru compania Renaissance Travel. Veniturile sunt indicate într-o declarație de avere depusă de Ivan Gorcea. Fiul său, Mihail, chiar a ocupat o perioadă funcția de administrator al firmei Renaissance Travel. Fostul director al întreprinderii de stat Urban Proiect, Iurie Povar, a știut despre implicarea familiei Gorcea în afacere, dar nu a întreprins nimic. La momentul în care noastră ați aflat, de exemplu, că compania fiică
în Ecourban Proiect, domnul Gorcea, director, care trebuie să monitorizeze acest contract de arendă. Are o cotă parte în firma care arendează. Ce măsuri ați luat atunci? Ați acționat cumva? Atunci n-am acționat deloc. Ce? De ce? N-am acționat. Păi e teritoriul altui țări. Cum eu pot să acționez? Cu Ivan Gorcea am discutat la Sergeevka, pe teritoriul taberei Medic 2, pe care o administrează în prezent. Dar atunci nu știam că membrii familiei sale au avut legături cu baza Paros și companiile private care au închiriat-o. După informația apărută la documentare, l-am sunat să-l întrebăm despre conflictul de interese. Însă, după ce a auzit tema discuției, s-a arătat dispus să ne răspundă la întrebări, dar ne-a rugat să revenim a doua zi, motivând că este ocupat. Haide noi mâine dimineață, mâine la orele 11. Bine? Îi sunăm și vorbim cu chestia asta, bine? Mai apoi însă Ivan Gorcea s-a răzgândit și a refuzat să vorbească cu reporterul Cutiei Negre. Astăzi tot nu pot vorbi. Ce pot eu să vă spun? Prosă, eu știți, dacă vă interesează ceva, lasă să intereseze procuratura, altcineva. Dumneavoastră știți, sunteți de unde? La începutul anului curent, contractul de arenda bazei Paru, semnat pentru 35 de ani, a fost anulat. S-a încheiat un nou contract de locațiune cu firma Beberai, de această dată pentru un singur an, cu posibilitatea de prelungire. Iar taxa de chirie a fost aproape dublată, de la 200.000 de grivne la 360.000 de grivne pe an, echivalentul la 217.000 de lei. La Parus, nimeni nu a vrut să discute cu reporterul Cutiei Negre când a fost acolo luna august. O femeie care s-a prezentat ca fiind administratoare a declarat că proprietarii firmei BBRI ar fi în Republica Moldova și că le va transmite contactele noastre. Dacă vor accepta să facă declarații, ne vor telefona. Ulterior, nimeni nu ne-a contactat. După ce în 2017 a renunțat la gestiunea bazei Parus din Sergeevka, compania Renaissance Travel nu a rămas fără activitate. În următorul an, în aprilie 2018, a luat în arendă un alt obiectiv care aparține Republicii Moldova, tabăra pentru copii Aftodarojnic, aflat la balanța Agenției Proprietății Publice. Și aici a fost implicată Olga Povar, soția fostului director de la Urban Proiect. Aceasta a fost numită administratoare a întreprinderei FICE, tabăra de însănătoșire pentru copii Aftodarojnic, fondată pe teritoriul Ucrainei special pentru a gestiona proprietatea Republicii Moldova. În declarațiile de avere depuse în ultimii 3 ani, Iurie Povar a indicat veniturile soției sale de la Aftodarojnic, dar niciodată nu a scris în acte careva plăți încasate de la companiile private Beberai sau Renaissance Travel, la care soția s-a figura în calitate de persoană de contact. La Aftodarojnic a ajuns administrator prin ordinul fondatorului Aftodarojnicului, deci care a fost la momentul respectiv Ministerul Transporturilor. După aia, deci a fost ATP-ul. Și iarăși, dumneavoastră, reprezenta și interesele companiei Renaissance Travel, care închiria această bază. Descurcați-vă un pic, vă rog, în toate cronologii, asta sunt toate datele, după aia, deci eu vă spun sincer, pe toate canalele mă lupt cu niște erori care sunt impuse, înțelegeți? Tabăra pentru copii Aftodarojnic ocupa aproape 6 hectare de teren, are 4 blocuri pentru cazare cu o suprafață totală de peste 5.000 de metri pătrați, o cantină și un punct medical. Imobilele estimate la 1,5 milioane de lei au fost date în arendă companiei Renaissance Travel în 2018, contractul de locațiune fiind reînnoit anual. Potrivit documentului semnat în 2020, de care a făcut rost Cutia Neagră, firma Renaissance Travel s-a obligat să achite pentru Aftodarojnic o taxă de 80.000 de grivne pe lună, ceea ce ar însemna peste 600.000 de lei pe an. Totodată, agentul economic urma să achite toate taxele pentru activitatea taberei. Este vorba aici de serviciile comunale și impozitele pentru bunurile imobile, dar nu și-a onorat obligațiunile. La începutul anului curent, organele fiscale ucrainene au obținut câștig de cauză în prima instanță la judecătoria regiunii Odessa pentru recuperarea unor datorii de la Aftodarojnic în valoare de peste 175.000 de grivne sau circa 107.000 de lei, care constituiau impozitele neachitate pentru bunurile imobile. O sumă mult mai mare, aproape jumătate de milion de lei, Aftodarojnicul datorează autoritățile locale din Sergeevka pentru arenda terenului de 6 hectare. Детский автодорожник, лагерь, которого около 6 гектаров земли, в 2019 году было получено решение на
это самое, разрешение на разработку проекта землеустройства для того, чтобы сформировать земельный участок. Ну, пока что с 2019 года мы подняли эту документацию, никаких движений не было. Кроме этого, за ними на сегодняшний момент числится долг в виде 714 тысяч гривен. Anul trecut, Agenția Proprietății Publice a decis să vândă Автодорожникul și l-a scos la licitație în decembrie 2020. Fosta tabără pentru copii Автодорожник a fost privatizată la finele anului trecut, fiind cumpărată la licitație cu aproape 2 milioane de lei. Din câte se vede, noul proprietar nu a făcut nicio schimbare aici. Teritoriul este abandonat, iar poarta încuiată. La solicitarea cutiei negre, APP a precizat că tabăra a fost cumpărată de o persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova, care a plătit mai exact 1.920.000 de lei în bugetul de stat, contractul de vânzare-cumpărare a taberei fiind semnat pe 30 martie 2021. Chiar alături de Автодорожник este o altă bază de odihnă moldovenească, Automobilist, aflată în gestiunea administrației de stat a drumurilor. Dar, în loc să aducă bani în cazna statului, aceasta sărăcește bugetul întreprinderei de stat, deoarece baza nu activează. Administrația de stat a drumurilor a fost nevoită să contracteze serviciile unei companii de pază, care să monitorizeze non-stop teritoriul. Așadar, achită lunar pentru securitate câte 31.000 de grivne. Într-un an, paza automobilistului costă bugetul public peste 240.000 de lei, respectiv plătim mai mult pentru pază într-un singur an decât însăși valoarea bazei de odihnă. Potrivit APP, în 2020, valoarea de bilanț a bunurilor de pe teritoriul automobilistului constituiau doar 127.000 de lei. Dacă nu achităm paza, dacă nu achităm serviciile astea de curățenie, etc., atunci iar putem fi penalizați și sau în genere poate fi furat sau, mă rog, adus la nimic acel bun care îl avem acolo. Adică e o chestie care pentru noi este o povară în plus la toate problemele care le mai avem. Noi o să venim cu o propunere către APP pentru ca să vedem cum procedăm mai departe. Ori găsim una din variante ar fi să găsim un agent economic care ar să iei în chirie acest spațiu, da, acest teritoriu și aceste obiective pentru a le dezvolta. Trebuie specialiștii în aceste probleme să vadă care ar fi eficacitatea economică a acestui bun pentru administrația stată a drumurilor și cum ne-am putea noi implica în dezvoltarea lui. Sau să-l propunem APP-ului pentru o altă reorganizare sau fi transmis acest bun o altă organizație care e mai aproape de aceste activități față de administrația stată a drumurilor. Anterior, baza de odihnă Automobilist aflată în gestiunea administrației de stat a drumurilor a fost dată în arendă, dar chiriașii nu și-au onorat obligațiunile. Timp de 12 ani, toate bunurile bazei au fost folosite de compania ucraineană Șans. Firma a fost înregistrată în 1998, iar proprietari sunt ucrainenii Galina și Vasile Zavka, care dețin câte o cotă parte de 50%. Șans a luat în locațiune un bloc de cazare de aproape 800 de metri pătrați, câteva case mai mici, tot pentru cazare, o spătăria, o sală pentru biliard și lectură, un cinematograf de vară și câteva clădiri tehnice. Timp de 7 ani, firma a plătit pentru chirie câte 20.000 de lei pe an. În 2015, taxa a fost majorată cu 7.000 de lei, iar din 2017, administrația de stat a drumurilor a ridicat taxa de locațiune la 100.000 de lei pe an. De asemenea, agentul economic s-a obligat să achite toate serviciile comunale, impozitele prevăzute de legislația ucrainei și să acopere cheltuielile pentru întreținerea obiectivului. Deși a acceptat condițiile administrației de stat a drumurilor, compania Șans nu a achitat taxa de arendă în totalitate, acumulând respectiv o datorie de 427.000 de lei. Fiind somată prin scrisori să plătească, firma ucraineană a refuzat, motivând că a achitat impozitele pentru bunurile imobile, 433.000 de grivne, și a mai investit câteva mii de grivne în reparația clădirilor închiriate, chiar dacă acestea erau obligațiile sale, conform contractului pe care l-a semnat. Administrația de stat a drumurilor s-a adresat în judecată pentru a-și recupera datorie de la compania Șans, iar în martie 2021 a obținut câștig de cauză la judecătoria Chișinău. De asemenea, între
întreprinderea de stat a cerut aplicarea sechestrului pe bunurile și conturile bancare ale firmei Chance până la recuperarea datoriei, dar solicitarea aceasta a fost respinsă. Judecătorii au motivat că sechestrul nu poate fi aplicat deoarece părâtul nu deține bunuri sau conturi deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Firma nu are sediu în țara noastră și nici fondatorul ei nu este cetățean moldovean. Respectiv, instanțele din țara noastră nu au competența să examineze această cauză cu elemente de extraneitate. Vă asigur un lucru, că noi nu o să dăm pași înapoi, adică în cazul când noi avem câștig a judecății în acest caz, atunci noi vom merge până la capăt pentru a obține aceste datorii față de noi, fiindcă ele până la urmă justifică plata noastră pentru arendă, întreținere, pază, etc. Dar nu vom lăsa baltă acest lucru. Am încercat să luăm legătura cu administratoarea și coproprietara firmei Chance, Galina Zafca, dar aceasta nu ne-a răspuns la telefon. Reprezentanții primăriei din Sergeivca ne-au spus că baza automobilistă a acumulat datorii și pentru folosirea terenului public, dar se duc negocieri cu autoritățile moldovenești pentru încheierea unui nou contract de arendă pământului. Также есть автомобилист тоже, который, я так понимаю, служба автомобильных дорог, да, Молдавской республики. За ними тоже числится долг, они хотят сейчас. Мы, в принципе, находим постепенно понимание, вроде бы есть желание со стороны Молдовы заключить договор аренды, в дальнейшем пользоваться этим земельным участком, но вот сейчас мы ведем с ними переговоры. То есть одна из составляющих, это, конечно, погашение предыдущего долга за пользование землей, ну и я думаю, совет ни в коем случае не будет против для того, чтобы иметь какие-то взаимоотношения. Перфектарea документелор pentru baza automobilist scoate iarăși bani din bugetul administrației de stat a drumurilor. Fiecare deplasare la Sergeivca costă câteva mii de lei. Păi da, noi avem datorii pe care nu le putem plăti deoarece nu avem încheiat contract, deoarece nu avem un extras de drept de proprietar, un duplicat a acestui drept, care iarăși trebuie să fie eliberat de primăria orașului Sergeivca și acum, chiar zilele acestea, în data de mâine 29, trebuie să plece acolo iarăși o delegație de la ASD pentru ca să obțin acel aviz de la primarul orașului Sergeivca. Am deja, cred că, cheltuiți numai pe testele de COVID, da? În prezența mea în luna septembrie au fost 3 deplasări, 2 persoane, ia că-s câte 800 de lei la 6, de-am aici, deplasarea, mijlocul de transport, translate ucraineană-română, adică sunt cheltuieri suplimentare pe care, mă rog, ele până la urmă trebuie să justifice cumva. Potrivit autorităților de la Chișinău, există în Sergeivca o singură bază de odihnă a Republicii Moldova care nu ar provoca probleme, fiind dată în arendă în baza unui contract avantajos. Este vorba de baza de odihnă Sveazist, aflată în gestiunea întreprinderii de stat Poșta Moldovei. De 14 ani, obiectivul este arendat de compania Jemciujina Cernomorie, înregistrată pe numele Alei Vovcenco, soția fostului primar din Sergeivca, Igor Vovcenco. Agenția Proprietății Publice susține că Poșta Moldovei a căutat pe parcursul anilor și alți agenți economici interesați să preia în locațiune baza de odihnă, dar doritori nu au fost identificați. Nu ni s-a permis accesul pe teritoriul taberei Sveazis din cauza condițiilor impuse de pandemia de coronavirus. În schimb, am filmat teritoriul doar cu drona de la înălțime. Tabăra se întinde pe 1,5 hectare de teren, o bună parte fiind acoperit de copaci. Clădirea principală, unde sunt cazați copiii, are o suprafață de 2400 de metri pătrați și stă frumos aliniată, paralel cu alee ce duce direct spre limanul mării. Pe teritoriul mai sunt două imobile, ospătăria și clădirea paznicului, dar sunt dosite de copaci. Valoarea contabilă a bunurilor potrivit APP ar fi de 1,2 milioane de lei. Până în 2019, agentul economic a plătit pentru chiria acestor imobile Poștei Moldovei câte 12.000 de dolari pe an, iar acum taxa este de 18.000 de dolari. Arendașul are o singură nemulțumire, că autoritățile de la Chișinău perfectează contractul de arendă doar pe un termen scurt. Мы всегда обращаемся, передайте нам объект на 3-5 лет, для того, чтобы в этот объект можно инвестировать было. Для того, чтобы этот объект можно было в лучшем состоянии содержать, мы всегда с Молдовы просим, очень просим о том, чтобы они нам давали на больше времени и срок
давали эти объекты. Но, к сожалению, по вашему законодательству это невозможно. Да мы каждый год мы модернизируем, мы покупаем новую мебель, ставим новое оборудование. Но хотелось бы, чтобы это еще лучше было, понимаете? Мы постоянно, мы же не можем, мы присвоили этому детскому оздоровительному лагерю первую категорию. Если бы Молдова пересмотрела законодательство и давала на больший срок, хочу заметить, порядочным арендаторам на больший срок аренду, конечно, это было бы во много раз лучше. Copiii care se odihnesc la sfea zi sunt doar din Ucraina, iar agentul economic ne dă asigurări că ar fi gata să organizeze și odihna copiilor moldoveni, dacă ar exista astfel de inițiative. Moldova de mult уже не вывозит своих детей, конечно, жалко. На Молдове бы желательно вывозить своих детей на море. Мы бы с удовольствием их принимали, заключали какие-то договора с Молдовой, какие-то контракты. Но, к сожалению, Молдова почему-то, я не знаю, ну, во всяком случае, детей вот в поселок Сергеевку они не посылают. Dacă Agenția Proprietății Publice ar ajunge să scoată la privatizare baza de odihnă Sfea Zist, actualii chiriași ar fi primii interesați să o cumpere, ne-a spus Igor Vovcenko. La ședințele comisiilor parlamentare, unde anterior s-a discutat despre averea Republicii Moldova din Ucraina, conducerea companiei proprietății publice a declarat că cea mai bună soluție pentru statul nostru ar fi să-și vândă toate bazele de odihnă din țara vecină, cât acestea nu au degradat total și mai pot aduce ceva bani în buget după privatizare.